Zonele cele mai expuse furturilor de lemne sunt Vidin, Licurici, Plopșoru, zona Piscurii și dealul Târgului. Ovidiu Cârstoc, directorul direcției Silvice Gorje, spune că populația de Nier Romă se ocupă cu sustragerea materialului lemnos. La nivelul direcției Silvice, în urma închirii controlor de fond pe anul 2012, s-a constatat un volum aproximativ de 4.000 metri cubi material lemnos nejustificat de către pădurarii gestionari titulari ai cantonului Silvice, de pe raza direcției Silvice. Zonele cele mai expuse furtului de material lemnos sunt zona Vidin, zona Licurici, zona Plopșoru, în special în partea Plopșorului la Piscuri, Didilești și dealul Târgului, pe raza ocului Silvii Târgu Jiu. Aici am avut cele mai mari probleme în anul 2012, în special cu populație de nie romă, rudari și oameni care certați cu legea, care se ocupă de comercializat ilegal material lemnos. Personalul silvic a fost agresat verbal pentru că au aplicat sancțiunii celor care au fost prinși furând lemne. Cârstoc spune că s-a bucurat de o bună colaborare cu polițiștii și jandarmii pentru a-i depista pe cei care fură lemne. Personalul silvic nu a fost agresat, a fost agresat fizic, nu a fost agresat, a fost agresat verbal, a avut probleme, au aplicat legea, au făcut contravenții, au aplicat contravenții, au aplicat infracțiuni. Și am reușit cât de cât fenomenul infracțional să-l stopăm, să nu ajungă la cote alarmante. Și aici vreau să subliniez că și datorită implicării poliției și jandarmeriei am reușit să stopăm cât de cât acest fenomen. Victor Georgea, primarul din Menges și Ocadia, spune că la el anul trecut s-a lăsat cu multe dosare penale pentru cei care au furat din pădurii. Ca peste tot și în comuna Menges și Ocadia, în 2012 au mai fost anumite furturi de lemne și furturile cele mai mari de lemne au fost din partea cetățenilor de Nier Romă, fiindcă ei nu au proprietăți, deși beneficiarii de legea 416 au primit bani, nu și-au cumpărat lemne și de multe ori au mers în pădurile proprietate personală a cetățenilor din comună și au mai furat. De multe ori au fost și prinși, poate că de multe ori nu au fost nici prinși, însă poliția de atâtea ori de cât a fost sesizată, i-a prins și la unii dintre ei le-au făcut chiar și dosare penale, au și plătit, depinde de fapta cum a fost încadrată.